Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Este deja nu știu câte oră când filmez introducerea asta pentru că am pisicile pe lângă mine și e groaznic de filmat. Data viitoare iau și îi scot afară. Așa, vreau să vă fac un clip cu Empties. De data aceasta am strâns toate produsele într-o cutie. Aici le am așa. Într-o cutie enormă. Pentru că nu mai stau să fug și cu punga, nu mai stau să mută punga încoace încolo, nu, într-o cutie e chiar mai practic și presupun că cutia va merge direct la gunoi cu toate aceste produse. Și să începem, pentru că am o grămadă, am destule produse, am lucruri care le arunc. Chiar am decis să fac curățenie în printre lucrurile mele, să fac curățenie și să consum ceea ce mi-e pe terminate sau ceea ce nu mai îmi place să arunc, pentru că am nevoie să arunc lucruri. Va veni un nou membru al familiei și nu se poate să avem atâtea lucruri în baie și peste tot. Am să arunc această sare de baie care am primit-o, cred, dacă nu mă înșel, sau am cumpărat-o, nu mai n-am idee, deci nu mai am idee de unde este această sare de baie. Mi-aduc aminte că am primit-o de la. Nu mai știu de unde e. A rămas foarte puțină, știu că am de foarte mult timp, așa că prefer să o arunc, a fost ok, nici nu mai știu ce miroase și nu mă risc să o deschid. Apoi am să arunc acest balsam de la Afirma, care practic e pe terminate, practic nu mai e mult în el, dar la fel, îl am de o căruță de ani și prefer să-l arunc decât să-l țin aici așa, iurea. Pe urmă, geluri de duș. Acest gel de duș exfoliant de la Oriflame, care mi-a plăcut destul de mult și sincer, l-aș mai cumpăra, dar n-am de unde. Chiar n-am de unde să-l cumpăr aici în Spania, nu am nicio reprezentantă, ce n-aș pune stăpărul. Nu am nicio reprezentantă Oriflame prin apropiere și nu mă fac eu reprezentantă Oriflame pentru două, trei chestii care îmi cumpăr. Apoi acest este cam. E de asta cu nămol, dacă nu mă înșel. Da, e cu nămol. Era un exfoliant, un fel de purifiant pentru corp, chiar foarte tare și, sincer, chiar mi-a plăcut. Mai am chestii de genul prin baie și vreau să le folosesc. Pentru că m-am gândat. Nu le iau, deci nu le iau în nicio ordine. Chiar bag mâna în cutie care iese din cutie, acel produs vi-l prezint. Șampon de la Timotei, atât eu cât și soțul îl folosim. Sincer, îl folosește mai mult soțul decât aș putea zice că îl folosesc eu. Eu folosesc orice fel de șampon. Am de toate în baie. Apoi acest super dezmachiliant. Citesc de pe ambalaj. De la Sephora, sincer, chiar mai aveam foarte puțin din el și am zis hai să-l folosesc, deși nu prea pot să zic o părere despre el pentru că l-am folosit de mult timp și acum îl arunc. Deci, practic, cred că jumătatea a curs pe undeva. Și, da, ok, e waterproof, presupun că e ok, nu mi-amintesc, nu pot să vă zic ceva wow despre el. Mai arunc, am o problemă, nu știu ce ambalaj. Care dintre ambalajele care eu le aveam i s-a dus culoarea? Ia uitați ambalajele cum s-au colorat. Ce fac pisăi ăștia? Practic, din alb a devenit alb cu mov. Gel de duș, la fel ca și acest gel de curățare de la Oriflame. Sincer, mi-a plăcut acest produs. Probabil l-aș mai recumpăra, dar nu recumpăr produse de moment pentru că am o grămadă, am prea multe produse. Dacă ați urmărit sau dacă v-am spus, nu țin minte, eu acum de când sunt însărcinată folosesc gelul de duș Dove. Chiar o prietenă mi-a recomandat să le folosesc pentru vergeturi și alte cele, pentru hidratarea pielii și eu am putut termina și acesta. O mască de față de la Planet Spa. În sfârșit pot să zic că am terminat o mască în viața mea, pentru că de obicei nu le termin, dar asta chiar mi-a plăcut. E cu ulei de măsline și cam atât. O să zic despre ea, dar a fost ok. Săpunel de la Dove, ca de obicei, pielea capului.
un mini parfumel de la Today de ăsta de poșetă. Așa. Băgă mâna. Un șampon de la Garnier. Sincer, n-aș recumpăra, nu prea sunt fană șampoanelor de la Garnier, nu știu ce s-a întâmplat. Înainte le foloseam, dar acum de la o vreme parcă am un pisic în cutie. De la o vreme nu-mi place părul meu, se usucă, părul meu zici că e prea sârmă de la produsele Garnier și nu este un produs care l-aș mai recumpăra. De la Kiotis Paris e un tonic, aș putea spune. E un tonic care, la fel, nu l-am terminat, dar l-arunc pentru că l-am de o grămadă de timp. Și acum, având în vedere că ne-am mutat la altă casă, am găsit o grămadă de chestii care poate nu le-am folosit de câteva luni și zic nu. Prefer să le arunc. N-am o părere despre el pentru că nu mi-amintesc ce și cum. Gel de duș de la City Rush. Tipicul gel de duș de la Avon care e de la un parfum, a avut și parfumul și gelul de duș și cred că mai am un gel de duș pe acolo pe undeva pierdut în spațiu. Pasta e dinți de la Oral-B pe care noi o folosim de obicei, v-am spus că încercăm să le schimbăm acum pasta de dinți, să vedem și alte chestii, dar mai nu vă bateți! Hai aici, hai! De ce-l bați pe frate tău, măi? Se poate întrei, da, n-au treabă. Acum încercăm să mai diversificăm și noi pasta de dinți. Șampon și balsam de la Nivea. Vedeți ce ambalaj ăsta s-a murdărit? Șampon și balsam de la Nivea sunt diferite, dar îmi plac. Produsele de la Nivea, sincer, nu m-au dezamăgit niciodată. Pot să zic că mi-au plăcut mereu și aici nu le prea găsesc. Produsele de Nivea, record, n-am văzut nicăieri aici. Șampon de la Batiste, tropical. Nu vă bateți! Hei! Nu înțeleg care e problema lor. De obicei, de față cu mine nu se bat ei, dar au și ei o problemă. O să vă povestesc mie și despre pisici. Acum am o chestie care am cumpărat-o pentru ei. Ce faci, mai frumosule, aici? Măi, urâtanie! Măi, vrei să fii și tu vedetă? Da, și eu vreau să fiu vedetă aici, că eu sunt cel mai frumos pisic. Din câți pisici are mama, este cel mai frumos, sigur. Pisicii mei, poți să le faci ce vrei tu. Și niciodată nu o să te zgârie. Da? Așa, mami, niciodată nu o să mă zgârii tu pe mine. Hai, pleacă. Hai, pleacă, că nu-ți place. Am folosit cam toate variantele de șampoane uscate de la Batiste. Pot spune că ăsta e unul care îmi place mirosul și cineva la mine în casă l-a folosit în celălalt apartament pe post de spray de cameră și am făcut, wow, ce, cum? Am venit într-o zi acasă și chiar mirosea bine în casă și am zis, ce s-a întâmplat? Era cineva în trecere la mine. Apoi am dat cu puțin spray de cameră. Era acest spray pe masă și l-a folosit ca și spray de cameră. Asta este. Vorbim de pisici. Am cumpărat o chestie foarte interesantă. Este ca acel aparat de țânțari care îl bagi în priză și se presupune că emană niște feromoni care emană mama când îi are și fac ca pisicii să se recunoască între ei ca și frați, să nu se bată, să nu se certe, dar la mine văd că nu funcționează, să arunc cu ambalajul ăsta după ei, să mă liniștească. Așa, i-am distras puțin. Nu vom vorbi niciodată, aproape niciodată despre cu ce îmi vopsesc părul, cum îmi vopsesc părul. Eu de obicei îmi vopsesc părul acasă, mai merg așa la salon din când în când, dar prefer să-mi fac părul acasă. E pentru prima oară când folosesc vopsea asta de la Revlon, este fără amoniac. Chiar pot spune că nu miroase deloc urât. M-am speriat pentru că era mov pe pielea mea, mov în capul meu și am zis ce am făcut. Am dat-o în bară, nu o să mai pot ieși pe stradă, nu se poate așa ceva. Dar a ieșit culoarea care vedeți acum, este destul de strălucitoare, chiar dacă aici tu compari, iei o vopsea de la Palette, de la Garnier, de la altceva și wow, au strălucire ambalajele alea. Asta nu are strălucire, dar e ok, deci nu pot spune că prefer, sincer, prefer această vopsea decât cele cu amoniac pentru miros și pentru că se dau mai ușor. Vopsea asta se dă mai ușor jos de pe piele, se dă cu orice jos. Nu trebuie să aplic acetonă. Pot decât cu demachiant sau, bine, cu apă și cu săpun am încercat, dar cu apă micelară se dă foarte bine jos. Aceste produse am să vi le prezint împreună. De ce? Ăsta e un săpun lichid care l-am terminat de la Belle. E de la Eroski, de la un supermarket de aici.
Iar acest gel de duș de la Shein, care l-am primit într-un swap, când mi s-a terminat săpunul, mi-a dat așa mie pe undeva și am pus, practic, gelul ăsta de duș aici. Și am folosit acest gel de duș ca și săpun lichid. Pot spune că nu miroase ceva wow, e ok, sunt normale, deci nu are mirosul la grefui ce ar trebui să-l aibă, dar e ok. Mai am încă, oameni, nu strâng niciodată. Un parfum de bărbați Tomorrow, care s-a terminat pe aici. Eu fac mâna și vedem ce prinde. Parfumul lac de femei, dar în varianta asta de 75 de mililitri, practic un spray, că trebuie să-ți dai o tonă ca să persiste mirosul. Dar e ok și ăsta, eu l-am și acum pe lac ăla roz. Bun. Am să arunc acest gel, practic, de aloe, concentrat 100% la epur. Ok. Îl arunc de ce? Pentru că are o căruță de an la fel la mine în casă. Dar am folosit, chiar dacă pare nefolosit, am folosit o grămadă din el. Merge bine, de la Christian Lay. Merge bine când te ras pe picioare, te depilezi, ai or, bine, rană, ai o arsură care deja e pe vindecat, merge foarte bine, dar am mai folosit un tub. Am trimis și mamei mele un tub, deci ăsta e un tub care a rămas așa pierdut și prefer să-l arunc decât să dea ceva pe piele. Am terminat acest ulei de argan. Mă încântă uleiurile astea, le am în toate formatele, cu căpățel verde, albastru, galben, toate prostiile care ies. Și sunt mulțumită de produsele astea. Mereu le recumpăr. Un deodorant de la Nivea Black and White a fost ok, pot zice că acum am deodorantul în stick. E în stick? Da, e în stick care l-am, tot așa Black and White. Eu cred că e ok. Care e problema ta? Această cremă sunt foarte mulțumită de ea, deci este o cremă care vă recomand dacă aveți probleme cu picioarele, dacă aveți crăpături, dacă aveți piele foarte uscată, este crema aia cu 10% urea Oriflame. Habar n-am dacă Oriflame o mai fabrică sau nu, deci nu pot să știu. N-am văzut un catalog actual de moment, dar e super. Pe mine m-a salvat de multe ori, eu vara am probleme cu picioarele și e groaznic. Alt săpun de la Palmolive. Asta miroase bine, asta chiar mi-a plăcut. Am cumpărat un set de 3 sau ceva de genul. Pasta de dinți de la Colgate, dar e o mini pasta de dinți. De fapt, e pasta de dinți de 50 de mililitri. Apoi, în sfârșit, am terminat o cremă de corp cu greu. Foloseam mai mult ca și cremă de mâini de la Little Red Dress. Mi-a plăcut. Habar n-am dacă există... Iar va trebui să arunc cu ceva după el, că îmi rupe. Coboară jos de acolo! Hai, coboară, Joachine, coboară. Sunt mirosuri care îmi plac, care nu-mi plac, care le suport, care nu le suport. Ăsta a fost un miros destul de puternic și am preferat să-l folosesc decât pentru mâini, pentru că este asta, cremele astea au alcool și depinde dacă ai pielea foarte uscată, nu-l recomand eu. Apoi, mai am două produse. Arunc această cremă de la Oriflame, nu știu exact scopul ei. Nu-l înțeleg. Cremă pentru igienă intimă scrie aici. Aplicați pe pielea uscată și curată. Nu am înțeles rolul ei. Practic nu am folosit-o mai deloc și e plină. Deci o arunc pentru că nu. Nu am văzut rostul. O am de o grămadă de timp. Un produs care pot spune că l-am folosit până la epuizare este acest 2-in-1 de la L'Oreal. E destul de vechi. Dacă nu vă sună, probabil e pentru că e destul de vechi. E un balsam pe o parte, care nu mai e nimic în balsam. Și luțu, care prima oară te dai cu luțul ăsta și după aia te dai cu balsam. Un pic mai... Încă miroase bine, un pic mai diferit. Dacă vedeți, e chiar gol. Chiar nu mai e nimic în el. Și a fost un produs chiar destul de ok, rezistent. Tipul de luțu de la de buze rezistent și chiar foarte ok. Și cam atât. Am și amorțit. În sfârșit am terminat cu produsele astea terminate. Vi le-am prezentat și pot să le arunc pentru că mi-a deja greu cu ele. Cu o cutie întreagă e prea, prea mult deja. Și cam atât. Astea au fost produsele terminate. Sunt produse care, după cum ați văzut, le-am aruncat înainte să le termin pentru că le-am avut de o grămadă de timp. Și sunt produse care le-aș mai cumpăra, nu le-aș mai cumpăra. Sunt curioasă dacă le cunoașteți sau nu. Și sunt curioasă dacă ați încercat vreodată ce a produs de pisici sau ceva, spray, feromon, ceva ca să se înțeleagă mai bine. Eu chiar am nevoie de o salvare pentru că am doi care nu se înțeleg deloc. Și cam atât.
Ce să vă spun, nu uitați să intrați și pe rețelele mele de socializare. Vă doresc sărbători fericite de pe acum, chiar dacă cred și sunt sigură că o să mai fac clipuri. Pregătesc un swap, așa că o să mai fie minim un clip până înainte de Crăciun și cam atât. V-am pupat și ne revedem într-un următor videoclip.